Am zis că stau cu minte și nu mai dau cu părerea, dar vă mănânc. Vă mănânc pe toți, n-am ce să fac. Am ascultat acum foarte frumos despre cartea, despre Ceaușescu, despre așa, da? Întrunire, lume. Și foarte puternic, e ceva acolo în neregulă, Nici nu pot să zic ce. Eu când m-am trezit, m-am reîncarnat, da? Primul lucru am început să caut despre nu știu care, aia care avea clarviziuni, despre moartea lui Ceaușescu, dar eram înghițeam, mâncam, știi cum, ceva cu gust, așa, informația care a fost, cum a fost împușcat, cum a fost cu și el și soția și la peretele ăla și eram îngrozită, era o plăcere nebună să văd din istorie ce s-a filmat și undeva și îngrozită, nu știu cum să explic, dar primul lucru asta făceam. Deci mi-aduc aminte acum, primele clipe de când m-am trezit. Și acum ascultam cu... și mi-a plăcut foarte mult și cum a spus domnul că a scris cartea și așa. Și domnișoara s-a ridicat la un moment dat și așa strident am simțit și dureros aici ceva. Ceva nu e în regulă acolo, energeticele vorbind, nu știu ce să zic. Mai gândesc și mai aflu niște răspunsuri, da? E foarte puternic, e foarte serios și da. E o pagină din istorie care eu tot zic că sunt proiecții și așa. Sufletelele care au trecut prin ce au trecut și au avut de suferit, culmea și de o parte și de alta, cu cât de vehement s-a afirmat că a fost răsturnare de guvern, cu atât de vehement o să se afirme acum invers că a fost un om extraordinar și știi ce zic? Și foarte puternic, acolo e ceva, eu mai dau niște întrebări, mă mai uit la ceva și găsesc niște răspunsuri, promit. Poate, da. Poate seara asta văd eu cum. Ok.